Asociația Litoral Delta Dunării a ajuns în cel de-al treilea an în care încearcă să atragă operatorii din turism român și străini să efectueze vizite tehnice pe litoralul românesc și în Delta Dunării. Cei mai buni promotori ai vacanțelor de litoral, agenții de turism, trebuie să cunoască în primul rând chiar ei ceea ce vând, să fie convinși că ceea ce vindem aici înseamnă produse de calitate, servicii de calitate, o destinație atractivă, vorbim de litoralul românesc și de Delta Dunării. Până acum Moldova era un tărâm neexplorat pentru promovarea litoralului românesc. Începând din acest an, în agențiile de turism din Chișinău sunt puse în vânzare vacanțe pe litoralul românesc și în Delta Dunării în premieră. Astăzi este prima zi de litoral, iată din Năvodari, prima stațiune, cea mai nordică stațiune a litoralului, acolo de unde, așa cum spunem noi, răsare soarele. Se vor îndrepta, evident, începând de mâine, către Mamaia, Eforie, toate stațiunile din Sud. În fiecare seară sunt seri festive în care se socializează foarte mult, se face acest schimb important de impresii, comunicarea este foarte importantă cu hotelierii. Tocmai de aceea, agenții din turism au fost invitați pentru a vizita hotelurile și atracțiile turistice din stațiuni. Este vorba de agenți de turism din Republica Moldova și Iran. Vestea bună este că un charter cu turiști iranieni de la Teheran va aduce în perioada 19 iulie 27 septembrie în România peste 1500 de turiști în vacanțe pe litoral munte și în delta. Vestea mai puțin bună prezentată de agenții de turism este că cea mai mare problemă pe care o întâmpină la trimiterea turiștilor în România este obținerea vizelor. 32 invitații am făcut aprobate Inspectoratul General de Poliție, 4 au fost respins, 6 astăzi trebuie să fie aici, la ora 4 au luat viza, încă 20 de persoane, niciun răspuns. Este un eroare sau este o exces de putere, sau este concurență. La finalul fiecarei întâlniri, reprezentanții litoralului românesc le arată agențiilor din turism de ce ar trebui să trimită turiști către România.